Curaj TV, libertate în exprimare. Croiește-ți libertatea. Dar nu-mi trebuie să te dați personal. De unde sunați? Mi se pare că de la penitenciar, da? Da, sunt la penitenciar, nu m-au acum de 10. 18 asta... Din Brănești. Brănești, regonul? Orhei. Da, vă ascult, ce s-a întâmplat? E bine că eu, uitați-vă, eu am avut ședințe în judecată, aceste ședințe judecată, se sarpinează, ies anulează, deci nu pot să înțeleg de ce motiv. Ce numește? Să anulează ședința? Mai mult ca atât, am scris cu niște condiții de detenție, înțelegeți? Sunt bucări de pierduri plăche în 1987 și am scris cu niște condiții de detenție la judecătorie Ciocana, eu, expediatul către Orhei. Orhei a făcut 5 minute pentru online, uite. El nu se examinează. Vreau să la plângerea adresată care am adresat-o judecătorie Ciocana, mai am încă niște plângeri care se pot să mai înaintez niște plângeri. Dar la materialele plângerii mai am să înaintez niște cereri. Dar această judecătoare, Viorica Severin, mi-a refuzat. Nu știu de ce motiv. Ce este la reprezentantul penitenciarul numărul 18 să fie și pun niște cereri la materiale, dar până la momentul dat, dați-vă de 13 aprilie, eu am avut ședință judecată și mi-a decizia pe data de 28. Dați-vă, și eu nu pot să înțeleg de ce e 5 minute și nu examinează nici o cerere, nu vorbi, eu nu pot să înțeleg cum lucrează ei. Cum s-ar zice, vă socode sortul 2. Nu, da, dar păi eu am ușit, domnul Vantin, eu ușit, ia că eu sunt bucăl de Fiodor Borghi, din 2017 eu ușit închis în pușcărie ilegal, eu ușit pentru o infracțiune care n-am nevârșit-o. Da, ce anume pentru furt? Pentru furt, pentru un jaf, 1987. Pentru un telefon mobil de 28.000 care l-am, nu l-am sustrat. Deci nu l-am sustrat. Mai mult ca atât, cer la expertiză, am 2 ani jumătate, eu cădam și mă cer la deși că să fac cunoștință pe acest dosar și eu nu pot să fac cunoștință pe acest dosar. Ați scris prin poștă sau poșta nu lucrează? Am scris prin poștă, am scris pe numai, pe unde nu am scris. M-am adresat, nu știu cum să fie, nu pot să fac nimic. 2 ani jumătate, eu sunt pentru o infracțiune care n-am săvârșit. Dar cum a fost totuși? Pentru ce v-am vinuit? Adică... Pentru un telefon mobil de 28. Eu mă înțeles, dar tot cum? Mergeți pe stradă? Ori... Mergeți pe stradă și v-am spus că eu cu telefon, biciclet, am sustras aceste, am sustras acest telefon. Dar am cerut la procuror să fie expertiză pe această bicicletă, mi-a refuzat. Marturii a indicat că eu a văzut cum am aruncat acest telefon, dar telefonul că nu a fost de găsit, poliția a venit, nu a fost de găsit. E doamne ferește cu dosarul ăsta cum a indicat eu. Și eu până în ziua de azi cer să fac cunoștință cu acest dosar, dar mai mult ca atât m-am adresat cu o plângere, cu condițiile de detenție, am fost deținut. Mai mult ca atât, eu, Mogăl de Fiodor, din 2017, prevenirii penitenciarul numărul 13, eu trebuie să fiu operat. Dar ei m-a dus, ești 2 luni de zile la operație. Ești 2 luni de zile. Dar ce operație? Așa... Cotician. Cum? Cotician, adică la corp, la masă gros. Aha. La corpcică. La mine pășim, mă țineau niște izolatoare care eu foarte mici erau și foarte umedi erau și mă țineau izolatoarele cele. Bine, totuși, poate altcineva pe biciclet era sau cum spuneți? Era cineva, dar m-a condamnat pe mine. Eu și 2 ani și mă dat închis în penitenciar. Eu scriu, pe unii nu scriu plângeri, nici de tău. M-a adresat și pe la Procuratura Generală. Telefonul a fost găsit? Telefonul
telefonul lui până în ziua de azi nu-i de găsit. Oho. Deci până în ziua de azi, de 28.000 pe care procurați prin rate. Dar așa nici nu cunoșteți cine vă învinuit, am în vedere persoana care a fost... Da, cine m-a învinuit e Marianu Lev. Adică partea vătămată, da? Da, da. Partea vătămată e Marianu Lev. Eu până în ziua de azi, eu cer să fac cunoștință cu cești, dosar să ne iei, nu pot să facă cunoștință, de atât timp atât de ilegal. Prunții lui Lev mă adresez cu orice și orice plusele, mă adresez ei, ieri a fost. Mai mult ca atât, mă adresez penitenciarul numărul 18, scriu cereri la dânsul. Scriu cereri ca să fie la plângerea adresată ciocane, care m-am adresat cu o plângere cu cutițe de detenție. Ei până în ziua de azi, ei nu ne examinează sănția înaintați cererile, peste 5 minute sunt acasă, pe online s-au zis că s-o. Și noi nu punem material la aceste dosare. Aceste plângeri care eu m-am adresat, care ei sunt datori, se reprezinte reprezentantul, doamna Diana, o cheamă, Diana, reprezentantul penitenciarului, numărul 18, mă adresez la fiecare administrație, administrația, bun, bun, las o cheme, am scris cere, am pus, cere la penitenciarul ăsta 18, până în doua deal, ei nu vor. Ce vârstă aveți? Eu, 33 de ani. A, tânăr. Da, 33 de ani. Iată, la acest judecat care video ați participat, ce vă s-a spus am acolo? Am participat prin online și mi-a spus, mi-a refuzat reprezentantul penitenciarului, numărul lui doamna Diana, mi-a refuzat. Dar nu știu ce a spus, că respinge cererile care eu sunt înaintez, n-am înaintat, am să înaintez la materiale, la șase plângeri care eu m-am adresat. Ciocana, la ciocana m-am adresat. Cred că aceasta ce îmi spuneți e drept, nu inventat ceva. Nu, fiindcă fiecare care stă la închisoare are mult timp și se gândește, e-mei, dar poate spun că nu așa, poate așa. Este onorat, eu, doamna Valentin, eu așa spun, este, legeționat, de când am ajuns și eu 2 ani de zile, eu am care ce plângeri m-am adresat eu la tine, la toate plângerile am, până la momentul dat, nu fac un timp cu ce dosar. Bine, de la noi doriți ca să publicăm aceasta tot, da? Eu doresc ca Mogâlea, Fiotăre, ca înregistrarea asta, să fie pe ne transmite. Bine, și telefonați de unde? De la taxafon, din penitenciarul 18. Aha. Bine. Vă mulțumesc de sunet, tot și o să publicăm, să vedem. Vă rog din tot sufletul, ca să o publicați, cât mai curând. Da, bine. O zi bună, pe sănătos.